Bună ziua, stimați prieteni, bun venit la cea de 136 ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor, își privesc eu. Tot celelalte ediții le puteți urmări pe pagina noastră oficială, IDIS Viitor, îl privesc eu, sau pe pagina mea, uniți.md. Vreau să fac un anunț, astăzi vom avea o zi mai specială, deoarece la 11.30 avem analize economice, iar la orele 12, noi am mai practicat așa de câteva ori, avem o ediție specială, chiar va fi într-un format nou, la numit Lectorium. Ce înseamnă lucrul acesta? Microlecții privind cum se adună, cum se prelucrează datele statistice, microlecții publice. Sper că va fi util pentru toată lumea. Avem și un motiv pentru a face acest lucru. Săptămâna aceasta, o analiză a mea destul de micuță legată cu tariful la gaz plătit de cetățenii Republicii Moldova în comparație cu alte regiuni, a stârnit atâta discuție, atâtea tămbălălău în spațiu public, m-am gândit, iau de ce motiv perfect, ca să discutăm și puțină teorie, ca și cei care vor să știe sau pretind că știu, să le fie mai clar cum se face tot acest lucru și sper că va fi util. Chiar le mulțumesc celor care au ridicat acest subiect în spațiu public, că în felul acesta, prin analizele economice, vom avea încă o rubrică specială, Lectorium, unde noi vom vorbi despre partea teoretică a ceea ce înseamnă analize economice. Haideți să trecem la subiectul de astăzi, care nu are nimic cu tema gazului, tema gazului va fi separat. Astăzi vreau să vorbim despre sectorul bancar în perioada post-inflaționistă. Republica Moldova, după cum bine știți, în anul 2022-2023 s-a confruntat cu cea mai mare inflație din ultimii 23 de ani, lucru care a afectat enorm populația. Banca Națională, pentru a scădea din presiunea inflaționistă, a intervenit prin înăsprirea politicii sale monetare, lucru care a dus la creșterea ratei de bază, la creșterea ratelor dobânzilor a creditului, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, ceea ce a mai temperat o leacă din creditare. Acum avem un proces invers, prin care politica monetară se începe a relaxa, din cauza că avem o rată a inflației cu mult mai micuță, inflația a scăzut în parametri doriți de noi, va fi la nivel de 5 plus minus 1%, ceea ce este normal. De aceea trebuie să discutăm, bun, a fost criză, a fost inflație, acum este momentul ca să ne pornim economia, să o pornim la turații maxime. De fapt, vreau să fac o radiografie a ceea ce a fost în perioada în anul 2023 și la sfârșit va fi o singură recomandare pentru 2024. Veți vedea singur că este o recomandare care iese destul de armonios din constatările care le facem. Că, de fapt, o problemă constatată corect îți oferă 80% din soluție și veți vedea că recomandarea care o fac pentru 2024, de fapt, reiese foarte clar din situația din 2023. Haideți să începem în timpul scurt care îl avem să vedem care a fost situația. Primul grafic care vreau să vă uitați foarte atent, care ne va ajuta în înțelegerea fenomenului din la sistemul bancar, relația cu mediul de afaceri și relația cu populația în perioada post-inflaționistă, deja putem spune post-inflaționistă, ea doar a început perioada post-inflaționistă, inflația s-a terminat, perioada doar începe, de aceea trebuie să credem, haideți pozitiv să credem, că fenomenele nu foarte pozitive care au fost în 2023 sau mai puțin pozitive decât ne-am dorit, să sperăm că se vor intensifica și vor fi mai multe procese pozitive în 2024. Deci, după cum vedeți, anul 2023 a fost marcat de creșterea dobânzii la credite pentru persoanele fizice, care într-o perioadă erau chiar mai mici decât pentru persoanele juridice, au crescut de la 5,4% până la 15,9%, este media pentru trimestrul întâi. Apoi urmărim o scădere destul de accentuată trimestrul 2, trimestrul 3 și în trimestrul 4 s-a temperat, dar oricum avem o scădere și am ajuns la 11,2%. Pentru persoanele juridice, același lucru, dobânda a crescut, dar cu mult mai lent, până la 13,6%, iar acum urmărim o scădere destul de puternică, care este constant pe toate trei trimestre și am ajuns la 10,1%. Eu am mai spus acest lucru, dar o mai repet o dată. Atunci când Banca Națională năspri politică monetară, unii spuneau, haideți să o facem separat pentru populație să fie mai aspre, pentru agenții economici nu. Nu ai cum face așa asta separat, dar natural s-a primit că năspirea politicii monetare a Băncii Naționale a dus la ceea că procesul de creditare a populației s-a încetinit mai tare, a mediul de afaceri, din contră, a fost destul de activ în această perioadă. Altfel spus, fără să dorim, sistemul s-a autoreglat și noi am primit efectul dorit, fără ca să avem o politică specială în acest domeniu. De asemenea, am considerat important să vă dau și o rată dobândă la creditele imobiliare, deoarece știți, în ultimii ani de zile le-au fost în topul
preferințelor noastre, am ajuns portofoliul de credite bancare în acest domeniu sunt în ceva la nivel 22-24%, deci au crescut aproape la o pătrime din toate creditele și observați, am avut rata minimă în 21,6-7%, în această perioadă am avut cea mai mare perioadă de creditare, iar apoi a crescut până la 12,8%, acum am ajuns la 8,8%. Am avut o scădere destul de puternică în două trimestre, acum s-a încetit, de oricum scade. Eu repet și continuu să repet de fiecare dată, atunci când dobânda la creditele ipotecare este sub 10%, deja putem vorbi la modul serios despre oportunitatea luării unui credit ipotecar. Deci condițiile sunt într-o manieră în care noi deja trebuie să avem o intensificare a procesului de creditare. A avut el loc sau nu a avut loc? Pentru a răspunde la această întrebare, haideți să vedem câte credite a luat populația și agenții economici și avem așa un indicator foarte simplu, media lunară. Dacă ne uităm foarte atent, până în perioada 2020 și mai degrabă până în 2017, volumul mediu de credite lunar contractate de populație și agenții economici era la nivel de 2 miliarde de lei. După aceasta am avut o intensificare, record absolut în 2021, 4,3 miliarde de lei, dintre care populația 1,5 miliarde de lei, fiți atenți, în fiecare lună la 1,5 miliarde de lei, iar agenții economici 2,7. Am avut o creștere, o stabilizare în trimestrul 4, aparent este cel mai bine, dar acum să vedeți, aceasta este doar o aparență, deci după grafic ar trebui să spun, uitați-vă ce bine este, am ajuns la 4,8 miliarde de lei credite în mediul luat lunar, este valoarea maximă absolută din toată perioada, dar sunt două nuanțe care ne va mai tempera din optimismul nostru și care ne arată că de fapt încă nu s-a întâmplat nimic bun în 2023 și acum și vom vedea despre ce avem în vedere. Dintre care și după structură. La populație, vedeți, e doar 1,3 miliarde de lei credite noi, mai puțin decât a fost în 2021. Și știți că problema noastră de bază era inflația, care e cel mai tare este generată de către populație, inclusiv prin creditele care le iau. În schimb, la agenții economici avem 3,5 miliarde de lei, o sumă care a mai fost odată anul trecut în trimestrul 4, că anume în trimestrul 4 au cel mai multe credite, dar oricum putem constata în felul următor. Noi avem record în prezent absolut, care se datorează mare parte creditelor luate de către agenții economici și mai puțin de către populație. S-ar părea că lucrurile sunt bune. Tot aici, înainte de a trece, ca să arăt, deci ați văzut, graficul arată parcă bun, dar deodată vă spun, mai oprim o leacă din optimism că veți vedea din ce cauză. Dacă ne uităm în detalii, vom vedea credite luate de agenții economici, tot este un lucru interesant. În perioada de criză am avut așa ceva, când creditele luate în valută anul trecut au dominat creditele în lei, acum totul este bine, creditele în valută rămân a fi destul de micuți și creșterea cea mai mare, observați în trimestrul 4, este determinată de creșterea destul de puternică a creditelor luate în lei moldovenești. Deci, de fapt, este o valoare absolută, cea mai mare din toată istoria. Deci, avem, pe de o parte, un volum destul de mare de credite luate de către agenții economici, pe de altă parte, o avem o înclinație de a lua credite din ce în ce mai mult în valută, în lei moldovenești, este clar din ce cauză. Scade rata dobânzii și credite în valută, cumva, nu mai devin atât de atractive cum au fost în trecut. Dar, după cum v-am spus, trebuie să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Deci avem 4,8 miliarde de lei lunar luate credite noi, e mult, e puțin, e bine, e rău. Ce înseamnă aceasta? Da, parcă e cel mai mult, dar intuiți și dumneavoastră, după o inflație de peste 55% timp de 2 ani de zile, leul de astăzi n-al poți compara cu leul de ieri. De aceea, haideți să ne uităm care este volumul de credite luat raportat la produsul intern brut, adică comparativ cu produsul nostru intern brut, cum se împrumută în prezent persoanele juridice. Nu mai vorbesc de anul 2007, vă aduceți aminte, când erau 42%, de anul 2014, când era 35%, observăm că noi ne-am prăbușit până în 2016-2017 la 10,4%, am avut o ușoară creștere în 2022, în special legată de nu mai dăm explicații, e legată inclusiv și de criza care a fost în 2021, revenirea 2022, observăm 13,3%, în acest an 12%. Deci primul lucru care îl vedem, că volumul de credite luat la, deci în valoarea lor, după puterea lor reală, în acest an, chiar dacă ca volum este mai mult raportat la PIB, este
cu mult mai slab. Dar nici aceasta nu e tot. Haideți, trecem întâi la persoanele fizice, apoi trecem la ultimul indicator și la care, de fapt, apare soluția. Dacă ne uităm la persoanele fizice, observăm că creditele luate de ei, în principiu, persoanele fizice au trei tipuri de credite. Pentru consum este cel mai mare, a fost 968 de milioane în trimestrul 2, acum a scăzut și, de fapt, este de regulă, trimestrul 3 este întotdeauna destul de puternic din punct de vedere acreditării persoanelor fizice, așa a fost de fiecare dată. Acum a scăzut, creditele ipotecare din contra continuă să crească, din ce cauză? Creditele ipotecare, după ce am avut un volum de 511 milioane de lei lunar, sau 1,5 miliarde trimestru, ele au scăzut destul de puternic, au scăzut de 5 ori, acum avem o revenire a creditelor ipotecare și creditele pentru afacere sunt la un nivel destul de scăzut, el întotdeauna a fost așa. Deci populația în prezent se creditează, să zicem așa, ca volum destul de bine, dacă raportăm la PIB, lucrurile stau cu mult mai slab, dar nu e aceasta problema cea de bază. După cum înțelegeți, noi vorbim despre creditele noi luate, dar să nu uităm că atât agenții economici cât și populația întoarce credite. Și atunci ne interesează, dar creșterea netă a creditelor este pozitivă sau negativă? A crescut creditarea sau nu? Sau noi pur și simplu am luat creditele prin compensarea celor care le-am întors în trecut? Dar până răspunde la această întrebare, mai avem încă un element care cred că ne va oferi prima imagine la soluția care trebuie să avem pentru 2024. Este așa un indicator ca surplusul de lichidități în sistemul nostru bancar. Trebuie să spun că până în anul 2012 noi n-am avut această problemă din simplu motiv că volumul de credite luate de către agenții economici și de către populație era mai mult sau mai puțin egal cu volumul de depozite în bănci. Cum funcționa economia? Oamenii duceau bani la bancă, băncii luau bani și creditau economia și parțial populația. Deci, practic, de pe banii populației se credita economia. Lucrul acesta a fost până în 2013, criza bancară din 2014 a schimbat lucrurile, iar în acest an avem două fenomene fără precedent. În primul rând, a crescut brusc volumul depozitelor în bănci. Observați atent, anul trecut banii care deținau populația și agenții economici în bănci era de 95 de miliarde de lei, în acest an au ajuns la 114 miliarde de lei, aproape 20 de miliarde de lei creștere. În aceeași perioadă, volumul de credite a crescut la 61,6 miliarde până la 63,9, practic cu 2 miliarde și ceva de lei. În consecință, noi am ajuns să avem un record nedorit, fără precedent, când surplusul de lichidități în bănci a ajuns fix la nivelul de 50 de miliarde lei, cu o creștere fără precedent în istoria noastră de 50%, de la 33 de miliarde de lei până la 50 de miliarde de lei. Ce înseamnă lucrul acesta în limba română? Aceasta înseamnă că banii care avem noi în economie, care sunt și așa foarte puțini, în loc să lucreze în economie, sunt stocați în bănci și în prezent populația și agenții economici au adus în bănci, cu 50 de miliarde de lei mai mult decât poate băncile să ofere economiei sau pe care nu atâta poate băncile să ofere economiei, mai corect am spune, pe care economia le poate absorbi. Altfel spus, economia noastră este într-o incapacitate de a absorbi banii și ieșit ca o piatră de moară în sistemul bancar și astăzi avem 50 de miliarde de lei care nu pot fi folosite. De ce se întâmplă acest lucru? Două. Primul lucru care ne ajută să aflăm aceasta, să răspundem la această întrebare, este un indicator pe care l-am introdus în circuitul nostru economic aici în Republica Moldova vreo 2 ani în urmă. Creditarea netă a economiei. Creditarea netă a agenților economici. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci asta înseamnă un lucru simplu. Câți bani agenții economici au luat credite de la bănci, minus câți bani ține în bancă. Altfel spus, ce avem noi? Agenții economici finanțează băncile sau băncile finanțează economia noastră? Dacă să vorbim așa, până în anul 2021, creditarea netă a agenților economici, a mediului de afaceri, era întotdeauna pozitivă. Ceea ce este normal în toate țările din lume, băncile iau bani, depozite de la populație și creditează economia.
În toată lumea așa se întâmplă, mai mult ca atât la noi acest indicator a crescut constant anul de an în 2000, dar putem să luăm și de 90, 91, 92, deci niciodată n-a fost așa ceva, întotdeauna criteria era pozitivă, deci băncile creditau economia pentru ca să dezvolte. Așa a mers până în anul 2012, apoi avem o ușoară stagnare și de atunci avem o scădere continuă. Am avut în 2021 un fenomen fără precedent când creditarea băncilor de către economia a fost negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii de afaceri țineau mai mulți bani în bancă decât au luat credite, ceea ce era straniu. Eu nu cred că mai găsim undeva așa ceva. Poate este, dar în Europa, sigur, nu știu, dacă cineva găsește să-mi arăt și mie, undeva în lume, dacă noi avem așa un fenomen, am avut o ușoară înviorare în 2022, iar anul acesta avem o prăbușire acestui indicator. Când spun prăbușire, aceasta înseamnă prăbușire, și avem minus 8,2 miliarde lei. Comparativ cu anul trecut, avem în total 10,6 miliarde lei. Ce înseamnă aceasta în limba română? Ne uităm următorul grafic. Avem creditele pe care le dă agenții economici de la bănci și ele sunt, anul trecut au fost 38,4 miliarde, în acest an avem 38,6 miliarde, vedem o creștere ușoară, practic stagnare, și avem depozitele pe care agenții economici le țin în bănci. Anul trecut agenții economici au adus în bănci și au lăsat 36 de miliarde, n-au adus, dar volumul depozitelor agenților economici care erau în bănci era 36 de miliarde lei, iar în acest an a ajuns la 46,8 miliarde lei. Deci, atunci când cineva spune că sistemul bancar nu creditează economia, eu aș nuanța lucrul acesta, oameni buni. Nu că sistemul bancar nu creditează economia, dar economia noastră nu doar că nu are capacitatea de a absorbi și a lua credite de la bănci. Economia noastră este într-o situație atât de complicată că, de fapt, banii pe care îi iau ei, îi duc și îi lasă la bănci. Deci, în acest an, avem o creditare negativă a economiei și avem acest surplus de bani care a crescut cu 17 miliarde de lei, la 33, la 50 de miliarde, dintre care aceștia 17 miliarde de lei, aproape 11 miliarde, din contul agenților economici. Altfel spus, agenții economici în anul 2023, când s-a început perioada de relaxare a politicii monetare, în loc să fugă la bănci și să înceapă a lua credite, uitați-vă, creditele se ieftinesc și depozitele scad din dobândă, lucruri care le fac neatractive, ei au preferat să ducă banii lor în bancă. Deci asta este prima problemă. Republica Moldova este într-un vacuum investițional. Și noi, dacă vorbim anul 2024, el trebuie să fie un an al investițiilor. Deci perioada post-inflaționistă înseamnă că noi relaxăm toate politicile lor și, cum era frumos cândva să spunem, pornim motoarele economiei. Dacă nu pornim motoarele economiei, atunci avem un dezastru. Nu vreau să fac panică, dar lucrurile într-adevăr stau urite. Imaginați-vă că în 2023 la noi creditarea netă a economiei s-a înrăutățit cu 10,6 miliarde de lei. Deci, în primul rând, este o sumă pur și simplu incredibil de mare și, în al doilea rând, avem minus 8,2 miliarde de lei creditare netă a economiei, lucru care, în primul rând, nu credeam vreodată că e posibil să ai o creditare netă a economiei negativă, adică business-ul să aibă mai mulți bani ținuți în bancă decât luate credite, iar astăzi deja nu mai cred că e posibil să fie atât de mare. Și al doilea lucru, care în mod normal întotdeauna eu l-aș privi ca pozitiv, cu excepția decât acum, economiile nete ale populației. Ce înseamnă economiile nete ale populației? Asta înseamnă toți banii pe care oamenii au dus la bănci, minus creditele pe care ei le-au luat. Dacă observați atent, economiile nete ale populației au crescut constant până în 2017 și au ajuns la 32 de miliarde de lei. Apoi am avut 2018 și 2019, când am avut creditarea netă, economiile nete negative. Ce înseamnă lucrul acesta? Că oamenii au continuat să ducă bani în bănci, dar s-au încreditat foarte mult. Și știți că anul 2018-2019 a fost puternică creditare și 2021 minus 1,4 miliarde de lei a fost anul împrumuturilor istorice ale moldovenilor. Deci s-au împrumutat fără precedent.
După aceasta, inclusiv prin înăsprire politicii monetare a Băncii Naționale, noi am avut o situație prin care populația s-a împrumutat mai puțin și a pus mai mulți bani la bancă. Iar în acest an avem un record absolut. Volumul de bani depuși la bancă este cu 6 miliarde de lei mai mare decât creditele luate de populație. Deci populația în 2023 a făcut cele mai mari economii depuse în bănci în istoria noastră. Am avut 2012-2013 ca valoare reală cu mult mai mare, dar ca volum de bani fizic, da, nominal, acum avem 6 miliarde de lei. Am putea spune că, păi, foarte bine, populația face economii. Da, e foarte bine, depinde când. Și aici arăt în detalii, observați, în acest an, depozitele populației a crescut la 59 de miliarde anul trecut până la 67,1 miliarde acum, cu 8,1 miliarde, iar creditele a crescut la 23,3 până la 25,3 cu 2,1. Net, economiile, deci oamenii au pus în bănci 8,1 și au luat 2,1, net au luat 6 miliarde, au lăsat în bănci 6 miliarde de lei. În total, 6 plus aproape 11, 17 miliarde de lei sunt banii cu care au crescut în acest an depozitele fără acoperire de credit. Deci oamenii au adus bani în bănci, agenții economici au adus bani în bănci și nimeni nu au luat acești bani. În concluzie, a fost criză, a fost necesară înăsprirea politicii monetare, noi cumva am stopat tot procesul și activitatea economică. Acum, Republica Moldova are nevoie de încurajarea și creșterea consumului populației. Vă poate spune ministrul finanțelor ce înseamnă lipsa consumului populației? Asta înseamnă lipsa TVA, lipsa accizilor, lipsa impozitelor în bugetul de stat. Și doi, avem nevoie de intensificarea investițiilor. Deci este pur și simplu anormal ca într-o economie, mediul de afacere, nu doar că nu se creditează, dar el se finanțează sectorul bancar. Deci 2024, dacă n-l transformăm într-un an de investiții și un an de încurajare a consumului populației, noi nu avem nicio șansă să pornim ceea ce sună așa o leacă liric în motoarele economiei. Sper că lucrul acesta va fi înțeles de toată lumea și politicile publice care vor fi promovate în următorul timp vor ținti aceste două lucruri. Încurajarea investițiilor și încurajarea consumului, inclusiv consumul investițional al populației în imobile și în alte lucruri. Fără acest lucru, din păcate, noi nu putem ieși din această gaură în care ne aflăm deja de mai mulți ani de zile și tot parcheșim, dar nici acum nu putem să reușim. Deci este anormal ca să ai un surplus de lichiditate de 50 de miliarde de lei cu o creștere de 50% doar într-un singur an. Vă mulțumesc mult și nu uitați, în câteva minute la 12.00, începem o ediție specială, nouă, Lectorium, lucru care sper că va fi foarte interesant pentru toată lumea, unde noi vom discuta cum se face analizele economice și cum se colectează și prelucrează datele. Vă mulțumesc și până data viitoare!